Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din seria Kingdom Come Deliverance. În episodul de astăzi aș vrea să, prima oară să facem această activitate care e aici undeva în Ratai, trebuie să ne batem cu cineva, după care aș vrea să mergem la Pribislaviți, să vedem ce putem construi acolo. Eu din ce îmi dau seama, o să avem de ales ce ar trebui să construim mai întâi ca să renovăm acest sat. Bun, și am zis că prima oară trebuie să mergem la asta de aici, că e mai aproape. Să vedem ce trebuie să facem. Trebuie să ne batem cu el, da, Stefan. I'm glad to see you. You're Stephen, aren't you? Milan tells me he won't fight me until For I beat you. Oh, yeah? I've come from And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. What do you say? Well. Ne-a adus undeva afară din oraș. Și acum nu ne mai duce înapoi? Pe asta nu-mi place. Că mai aveam doi de bătut tot în oraș. God be with you. Aren't you Ringler? Milan says I have to beat you before he'll take me on. And you're that blacksmith's lad, right? What do you want out of it? You're not living in the dirt here like the rest of us. Maybe not. But why shouldn't I try and beat some coin out of him too? Yeah, and you can pass it on to us that need it. If you want to fight me, you dandy, then pay up or fuck off. Goodbye. Destul de ușor, nu sunt prea dificil de bătut, dar să vedem, poate ăsta ultimul. He has a hard time finding. God be with you. Let's fight. You gave those two a pretty good hiding, and I made a groschen or two in bets. You Scalitz fellows are good for my purse. Farewell. Going to enjoy this.
Ah, uite, putem să ne luptăm din nou cu el. Păi, ia să vedem. Nu mai are nevoie de bani. Bun, și mergem în Pribislavița acum. Restul costurilor poate să mai aștepte. Da, și de multe ori ne-am bătut cu cineva aici. O să văd cât sunt, că dacă erau 2-3, îi puteam bate. Yeah. Dar mulți sunt. Sunt trei și doi arcași. Marius deja s-a apucat de treabă, a tăiat toți copacii de lângă Pribislaviț. Welcome back. What news from Ratai? Well, the bailiff read Sir Divish's decree, and now I'm officially bailiff of Pribislavitz. Then allow me to congratulate you. What will be your first step? First, Actually, I'm not quite sure. What would you recommend? As it happens, I already sought a few things in your absence. You might have noticed that the first people have come from Ratai.
Yeah, I saw some heading here right away. So when they arrived, I was able to start clearing building plots with them. After they'd erected some temporary dwellings, that is. So we're ready to get things started? As long as you know what you want to build, I can show these new people what to do. We'll be building on the sites we've measured out. You can go and look them over first, if you like. I'll do that. I'll see what's going to be built where. Nevertheless, I doubt you'll be able to figure that out just from looking at the sites. How do I choose what to build where? I've already given it some thought on your behalf. I even wrote it all down in the accounts ledger. Everything will be recorded there. I'll make a note of every change as we proceed. Thanks. That'll be a big help. And where can I find this book? It will always be kept at the Rat House. Bun, deci avem această carte din care putem să dăm comenzi cumva. Well, there's nothing here, so we'll have to build everything. Ale house, bakery, butchers, rat house. Did I mention ale house? Eventually. But be warned. To begin with, it's always best to start with facilities that will be producing construction materials for everything else. And since we'll mainly be using timber, it makes sense to set up a woodcutter's camp. All right. And then what? That depends. Every building has its use. You'll soon get the grasp of it, and it's all in the ledger. What about the workers' wages and buying materials for artisans? The money must be put in the trunk here. The expenditures for wages and materials will be taken from it. So you should keep it topped up to prevent delays. It reminds me, there's the matter of my own pay to be resolved. Ah, yes, of course. Sir Divish guaranteed me a fixed income. What's more, this job is an exceptionally big one. I see. How much are you thinking? Cât trebuie să-l plătim pe Marius. Payment here somewhere. Here it is. Let's say one quarter more than that. Vrei să-i mărim salariul? Well, as you said yourself, it's just a continuation of your work for Sir Divish, so I see no reason to change the conditions now. Well, all right. It seems we understand each other. I agree. Good. I'll put your wages in the trunk too. Are you sure it's quite safe? Quite. Only you and I shall have a key and access to the trunk. Besides, we'll have guards on watch here. Ah, that's reassuring. That's about all to begin with. If you need any more details, I'll be happy to explain things to you. Hai să construim atunci. Certainly, Master Bailiff. What's it to be? I'd rather not build anything just now. Așa, mai întâi să verificăm cartea aia că zicea bine Marius să construim Woodcutter's Camp. Doar ne lipsește ceva. Bani. Sigur, bani. Marius, there's work to be done. Come along with me then, and we'll start building. Thank you.
De unde vreți să construiesc pe asta? În afara satului? Unde se duce? Bine că nu te-ai dus în scaliți. We're going to build here? Yes. Shall we get started? Dă-i drumul la treabă. I'll just quickly check again that we have everything we need. All good. We can start construction. Bun, hai să mergem să dormim un pic, că Henry e epuizat. A luat destul de mulți bani o singură clădire. Hai să mai punem. Mai păstrăm și noi așa un pic. Hai să mai construim ceva. Uite, avem prețul acolo sus. Reparații la biserică 11.000, biserica 17.000. Uh-huh. Hai să construim podul ăsta. Găsește-te, Marius. I want to build something. But we mustn't waste any time. We can't build in the dark. You can't hammer a nail if you can't even see past your nose. Trebuie să așteptăm să facă zi. But you'd be better off getting a good night's sleep and starting fresh in the morning. I suppose so. I'll come tomorrow then. Ia să vedem ce e în cufărul ăsta aici. Ah, nimic. Prea avem ce face, hai să așteptăm. Trebuie să găsim o modalitate de a face bani. Bine, cred că știu cum. Mergem să jefuim traderii.
Marius, there's work to be done. You've decided? Good. Let's get building. Judge. Okay. Are sens, de vreme ce Henry e bailiff, el o să judece cazurile care apar în pribislaviți. Mergem după ce construim podul ăsta să judecăm pe cineva. We're going to build here? Right here. Ready to start? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. Altceva. I could do with a bite to eat. Hai să judecăm noi pe cineva. There's another unpleasant matter for you to handle. Nothing too terrible, I hope. That's for you to decide, Master Bailiff. As you know, the woods and everything in them belong to our liege lord. He gave you the right to make use of them. But as far as I know, no one else is allowed to hunt there. Yeah, let me guess. Some of our fold are putting game on their tables from our woods, and I have to deal with them. Just so. A case like this ought to be judged by his lordship himself, but I fear Sir Divish might be a little too strict in this matter. So what are my options? You can hand the poachers over to justice, let them off with a warning, or, of course, one can always turn a blind eye and leave it in the hands of God. What's your decision? We'll confiscate the poached game and put the fear of God into the culprit so they don't do it again. No point in carrying it any higher. We should keep our own affairs in order. A wise decision, Henry. I'll see to it. Asta a fost tot. Mă așteptam să vină oameni aici care să vorbească, să se plângă că i-a furat capra vecinul. Chestii de-astea. Ia vedem, mai putem face ceva? 6.000. Hai să vedem dacă putem face vreun... facem rat house. Mă gândeam să fac un magazin, dar... trebuie să facem rat house. Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. Da. Bun. Acum s-a mutat totul în casă. Deci mai avem 1800 de groșeni. Dar ia să vedem de unde putem face noi bani. Prima oară mergem în Talberg. Vedem ce putem jefui pe aici. Asta așa că tot Divish ne-a dat sarcina asta. Trebuie să scoată și el niște bani din buzunar, nu se poate.
mergem, că știu că avea niște cufere acolo în camera lui. Să vedem ce se află acolo. God. Hai să jefuim și pe Lady Stephanie. Ah, uite, am făcut și un quest. Acum nu știu, ar trebui luate și hainele astea, că le putem vinde. Bujic, aha. Te rup loc picurile. N-am luat cine știe ce. Niște cărți. Henry, I'm glad you stopped by. The Lord be praised. What brings you to me? Take care now. Good health, you. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I want to achieve mastery. You can't become a master overnight. Well, I'd like to get better at fighting with a... Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the... Well... Yes, we have a sabre. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. I'd like to hone my skills. All right, but it'll cost you. Mm-hmm. Isn't that quite a lot? Are we agreed? I'd almost shake on that. Almost. Agreed. Now listen up. Că nu vrem să ne batem cu nimeni aici. Bun, deci cam asta a avut Sir Divish. Avem un trader aici unde putem vinde câte ceva ca să mai scăpăm din ele. Uite pe individul ăsta de aici. Jesus Christ be praised. Can we trade? If you've got the coin. Da, Traders World 75. Las așa. Facem altceva. Le mutăm pe cal.
Nu știu, hai să luăm... Alegem așa la întâmplare. Am fost și am mai câștigat un turneu și mi-a mai dat o piesă din armură. Am uitat să menționez asta. Mi-a dat chestia asta. O armură pentru brațe. Acum mergem pe aici prin sat să vedem pe cine putem jefui. Știu că e un vânător undeva... undeva acolo sus. Cred că era mai bine să mergem într-un oraș mai mare, cum e Sasau sau Aratai, că acolo sunt mult mai multe shop-uri și avem de unde lua, ca să zic așa. Vede oare? Nu e nimic aici. Cineva, dar e un activity giver. Hai să mergem pe la el. God save you. Have you got any work that needs doing? Not much. Unless you're not averse to a bit of risk. How do you mean? As you can see, I tan hides. I can only buy them from the master huntsman, and he never gives me enough. I'd hunt them down myself, only he keeps a close watch on me. But you now... Well, I don't think the master huntsman would be any happier about me hunting on his preserve. He wouldn't, if he caught you at it. Look here. I'll pay a good price for whatever you bring me. And sometimes I have to fill an order and I need something in particular, in which case I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able to teach you something useful. Couldn't you use some hides? I'm in need of boar hides, believe it or not. They don't make very good leather, but the cobbler uses it to make cheap shoes. And there's a lot of demand before autumn.
Goodbye. Mm-hmm. Bun, deci aici putem să îi aducem câteva piei de care are el nevoie și o să ne plătească. Da, trebuie să ținem cont că treaba asta e ilegală. Adică nu avem voie să vânăm în păduri, așa că trebuie să fim atenți. Ia stai așa, unde e Vojiec? Vojiec, cred că aici era. Unde e? Da, aici era. Trebuie să mergem în Ratai. Bun. Hai să facem treaba asta, mergem în Ratai. De data asta nu mai merge chiar așa. E undeva aici. Mai e cineva? Aici stătea. Așa, acum să jefuim shop-urile de aici, în măsura în care putem. Nu niște săbii de-astea interesante pe aici.
Aici e mereu cineva de poază. Sincer, sunt cam grele astea. Doar ăsta la armură aici. Unde-i cufărul cu bani? $7,000. E destul de bine. Asta e viteza de deplasare în momentul de față, trebuie să mergem până la peșec să scăpăm de iteme. Nu cred că putem călări, parcă... Putem. E bine, credeam că o să trească să mergem până la peșec. Winnings. All right, here's your winnings. Damn it, there'll be another tourney in a week or so. Are you going to give me a chance to win my groschen back? We'll see. Thanks. Sigur o să pariem pe turneu. Pariem din nou pe noi. What kind of wager are we talking about? I'm glad to hear it. A nice little wager. Well, break a leg. Literally, I hope. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Thank you.
Nu știu care-i treaba cu armurile astea. Dacă fac parte dintr-un set Mason, dă-le încolo. Le vindem oricum. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Since it's you. I'd almost shake on that. Almost. Finally, a reasonable sum. Acum, hai să luăm și pe cele de pe cal. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Right? Sabia asta n-aș vrea să o vând încă. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Agree? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal.
Finally, a reasonable sum. Arată bine sabia asta, îmi place. Hai să mergem la Vujiec, să-i ducem și lui bijuteriile alea de la noi, de la Stephanie. Interesant aici. Ce ar putea fi oare? Și am mai descoperit locuri de-astea interesante, dar în unele găsești câte ceva îngropat, în altele nu pare să fie nimic. Poate este, dar încă nu mi-am dat seama cum să le descoper. Someone attack you? I have the jewels from Lady Stephanie. You're just the man. Here's your reward, and don't let it go to your head. God be with you. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. I'd like to hone my skills. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? What do you say to this? You won't convince me with that. Agreed. Now listen up. Good luck. Să vedem, avem un perk disponibil în stealth. Să mergem din nou în Pribislaviți. Dacă toți suntem aici. Să ne batem cu manii ăștia. Innen kellett oda repülnie. Hát hol ez a személy? Meg vagy te személy. Opa. Mm.
I got... Mai vreunul? Să merge cu spatele? E riscant lupta pe timpul nopții, că nu prea se vede mare lucru. Din nou aici. Dar câinele este cel mai rău. Unde ești, mă? Parcă mai era unul. Uite-l aici. Asta ce mai vrea? No! Watch where you're going, you loud. Nu pot să cred alții. Is that all you? Mai? Nu asta a fost. Scout.
că aici e. Șurel. Nu știu dacă mai e vreunul. În sfârșit. După lupte grele am ajuns și noi aici. Unde putem dormi și noi? Pat în casa asta. Pe bune? Refuz să cred că nu avem un pat. Nu se poate. Cum e posibil așa ceva? Se poate dormi aici. În cotețul ăsta, oare? În cotețul ăsta putem dormi. Bătaie de joc. Bun, hai să facem magazine, mă gândesc. Asta o să ne aducă profit. Bakery. What? Ne mai trebuie ceva? Grâu. I've decided what to build. Facem traderul ăsta să vedem, poate le putem vinde lui iteme, să fie mai ușor așa. Here? That damn city. Right here. Ready to start? I'm ready. We'll have no peace here. I'll just quickly check again that we have everything we need. Hmm. We've still got the means.
We'll get stuck in there. See you later. Maybe you should have done that a lot. Uite, mai putem judeca un caz aici, ia să vedem. What is it this time? Avem și o persoană aici de data asta. That is with the stream. With the use of the stream. The stream? What seems to be the trouble? Sir, they won't let me have a shit. What's that? Your locator here won't let people go for a shit. God give me strength. Asta își făcea nevoile în apă. Master Locator, would you be so kind as to cast some light on the matter? I never forbade anyone to defecate. It's not something that can be prohibited anyway. You did so. All I asked was that people did their business further downstream. After all, we don't want our water supply contaminated. It could cause disease. Exact. I've decided. Defecating will only be allowed at least 150 feet from the village. Anyone caught infringing this decree will get 10 lashes of the cane. What? That's nearly as much as for stealing. A strict decree, I admit. But it's for the common good. Well, at least we have permission to go and shit again. I'll go and tell the fellows we can go to the stream. It's been a tough few days. You mean you haven't been since... No, don't say it. I don't even want to know. Dar de ce nu se duce oare în pădure? Ce s-a asta? Ce sunt toate chestiile astea? Supplies. Ok. Deci trebuie să mergem să adunăm toate aceste resurse, probabil pentru upgrade-urile viitoare. Hai să vedem dacă mai putem da upgrade la altceva. Da, deci nu mai putem construi decât acei stupi. Pentru orice altceva avem nevoie mai întâi să colectăm acele resurse.
Hai să reparăm biserica. Asta pentru că avem bani. Come with me. We're going to build here. Right here. Ready to start? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. Hmm. All good. We can start construction. Arată mai bine. Da, probabil o să mai fie nevoie de... Adică am văzut că mai e un upgrade pe care îl putem face acolo. Probabil va deveni mai mare. Bun. Hai să reparăm și noi. Nu mai avem de reparat pe aici. Bun, deci pasul următor e să mergem să adunăm toate aceste resurse pe care cred că o să le adun eu și data viitoare mergem direct la upgrade. Încerc să mai fac rost și de câțiva groșeni. Ia să vedem câți groșeni mai avem în momentul de față. Că nu cred că mai sunt așa mulți. 5800. Care e problema? Bun, încheiem aici acest episod. Mulțumesc tuturor celor care au rămas până la final. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați și voi un like, un subscribe. Eu am fost Mr. M și ne auzim data viitoare.